Doamnelor și domnilor, bună seara! Imaginile zilei vin de pe aeroportul Henri Coandă. O femeie cu un copil în brațe alergat după un avion care era în mișcare. Incidentul a avut loc chiar pe pista aeroportului. Se pare că femeia și-a dat seama prea târziu că a pierdut avionul, așa că a forțat ușile de securitate în încercarea de a opri aeronava. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Toată scena a avut loc pe pista aeroportului Henri Coandă. Femeia, de origine egipteană, a alergat disperată cu un copil de doar câteva luni în brațe, în încercarea de a opri avionul pe care îl pierduse. Aeronava era deja în mișcare și se pregătea să decoleze spre Londra. Paznicii au reușit în ultimul moment să o oprească pe aceasta și să evite o tragedie. A forțat două rânduri de uși, unul de la imediat din spatele ghișeului de îmbarcare, al doilea de la pasarela de îmbarcare care ducea la avion. A pătruns pe această pasarelă de îmbarcare și a coborât pe scara din capăt pe platforma aeroportului. În momentul în care forțez ușa, o cameră se îndreaptă spre ușă și spre persoană, iar în dispecerate, unul din dispecerate, cred mai multe, apare această tentativă de ieșire pe suprafața de mișcare, ceea ce s-a și întâmplat. Se pare că, în momentul îmbarcării, membrii echipajului au chemat-o de mai multe ori la poartă, dar femeia nu s-a prezentat. Destul de târziu, ea și-a dat seama că avionul pleacă fără ea. Trecuse de controlul de securitate, așa că a ieșit pe una dintre ușile de urgență. A intrat în burduf și după a ajuns pe platformă unde, într-un suflet, a fugit către aeronava în mișcare. Ușa nu e că a forțat-o cu vreo rangă sau ceva. Are un panic bar pentru panică, pentru că ușile sunt făcute în așa fel încât să se poată evacua rapid zona în situații de emergency. Incendiu, un atac terorist. Nu era nimeni în imediata ei apropiere ca să o poată opri și de aceea a avut cele 30 de secunde necesare pentru a ajunge la capătul burdufului și a coborât pe platformă unde a fost întâmpinată de colegii noștri. O să analizăm în ce măsură acest incident a afectat sau nu siguranța în aeroport, pentru că nu vorbim de securitate, iată fiind deja într-o zonă curată și fiind trecută prin controlele de securitate și vom analiza și vom vedea care sunt măsurile care pot fi luate. Femeia a fost reținută de poliția de frontieră. Aceasta a scăpat însă fără nicio sancțiune și la câteva ore a reușit să ajungă la Londra cu un alt zbor. Nu este însă primul incident de acest fel. În anul 2021, când în Afganistan talibanii au preluat conducerea, oamenii au încercat cu disperare să fugă, așa că s-au agățat la propriu de avioanele care decolau de pe aeroport. Și în Atlanta a avut loc un astfel de incident. Un bărbat, care era îmbrăcat doar în lenjerie intimă, a fugit pe pistă să prindă avionul pe care îl pierduse. El a fost arestat.